cât timp sunteți voi doi împreună? 11 ani. Da. Și îl aveți pe Eric, care câți ani are Eric? Face 4 ani în septembrie. Și v-ați mai gândit pentru un frățior, o surioară? Nu, nu mai vrem, ne ajunge unul. Deocamdată nu. Unul ajunge, nu. E bine. Unul și bun. Cum s-a schimbat viața voastră de când a apărut el? Mult. Nu ne așteptam nici noi să se schimbe așa, dar s-a schimbat mult. Un copil în viață te schimbă foarte mult, devii mult mai matur, mult mai grijuliu, mult mai responsabil. Am auzit așa un responsabil? Da, mult mai responsabil pentru că ai și alte griji, responsabilitatea crește. Cum e să fii tatăl de băiat? Băi, e mișto. Mi-am dorit foarte mult băiat. N-aș fi spus, îți dai seama și dacă ar fi fost fată, nu ar fi fost vreo problemă, Doamne ferește. Dar eu mi-am dorit băiat și Dumnezeu mi-a dat băiat. E mai simplu cu băiat? Băi, e mai simplu, îți dai seama. Nu e în lumea cineva să-mi dăruiască iubire ca ta. Oricine în lumea asta ar vrea să mi te fure, n-ar putea. L-am cunoscut în perioada în care cocheta cu dansul. Nu era atât de cunoscut. Și apoi a luat în floare. Poți ne spui ce te-a atras mai mult la el, la început? Ok. Eu când l-am cunoscut pe el, când l-am văzut atunci în seara aceea, eu n-am știut că de fapt el este Tisi. Am aflat la vreo 3-4 zile. Dă-ți seama dacă n-avea televizor chiar acasă. Ce ți-a plăcut cel mai mult la el? Da, chiar așa, că nici după 11 ani eu nu știu. Acum aveți limbaș ceartă în familie. Nu ceartă, e un lucru frumos. Nu știu, e diferită față de ce am avut eu. Un sens bun, bănuiesc. Da. Să-ți spun, îți dai seama. E diferită, nu. N-am avut așa multe gagici, dar e diferit. Poți să bea cu minte.